se pare? Este o idee plăcută că jucăm un meci cu băieții astăzi, având în vedere că săptămâna viitoare vom fi la turneu și sunt bune aceste amicale, sunt binevenite. Nu sunt cam duri? Nu vă e frică înainte de meciul ăsta? Nu ne e frică pentru că azi e 8 martie. Și sperăm să fie bine, că să nu fie accidentat și chestiile astea. O să fie un amical. Nu e un sport spre care își îndreaptă foarte multe fete atenția. Nu este un sport pentru multe fete, dar fetele care joacă acest sport, vă asigur că sunt puternice atât din punct de vedere fizic, cât și moral. Tu cum ai luat decizia să te apuci de rugby? Acum 5 ani de rugby datorită antrenorului care a venit la școală și mi s-a părut o idee super, pentru că este ceva ieșit din comun și plac lucrurile, provocările generale. Care este idolul tău? Daniel Carter, de la Noua Zeelandă. Ok, ne spui și numele tău complet și... Da, pentru evenimentul care e, sigur, e cel mai ușor eveniment. Este un eveniment foarte important, internațional, ziua femeii. Bineînțeles, n-am aplicat regulamentul în totalitate, pentru că nu e posibil. Dar cât timp e distracție și entuziasm, poate fi posibil. Dar cum v-ați gândit să jucați un meci de rugby, să nu le dați niște flori, de exemplu? Pentru că e foarte... bine ca pe viitor să îmbinăm sportul cu astfel de ocazii. Eu mă așteptam la mai multă lume la teren astăzi, dar pe viitor toate aceste astfel de evenimente încercăm să le îmbinăm cu sportul și să arătăm lumii că sportul, rugby-ul în general, se poate practica de orice vârstă și orice sex. Ai mai jucat vreodată împotriva fetelor? Nu, niciodată. Mixt, amestecați am jucat, dar o echipă de băieți contra o echipă de fete, niciodată. Sunteți mai atenți, având în vedere că sunt femei? Bineînțeles, am făcut un regulament de ordine interioară când am intrat în teren cu băieții. Le-am zis să nu aplice placajele și să fim mai respectoși cu ele. Dar ele cum s-au comportat cu voi? Ele, din câte văd, sunt foarte entuziasmate pentru ceea ce fac ele aici. Chiar la alter am discutat cu una dintre fete și o vedeam foarte, foarte bucuroasă că se va întâmpla un astfel de eveniment. Așa, după ce le-a văzut ca adversar pe teren, le simți pregătite pentru Liga Națională? Da, secția este nouă, după cum știți, la Universitatea. A prins foarte bine chiar de la început. Eu cred și sper și îmi doresc lucrul ăsta ca la Cluj să rămână în continuare o echipă și o secție de fete.